Dumnezeu în nădejde să vă umple de bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Mi s-a părut interesantă motivația primei rugăciuni și mă gândeam că nu știu în viața mea cu întreaga biserică să facem o rugăciune specială pentru nădejde. Și așa m-a rugat cu foc, Doamne, dă-mi speranța asta de care s-a vorbit aici. Că în 1 Corinteni 13 cu 13 spunea Apostolul Pavel, acum dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Și despre dragoste, cred că dragostea e cea mai tare la capitolul cântări și poezii. Cântăm dragostea de mamă, de copii, de mire, de mireasă, dragostea pentru Domnul. Cred că și credința deține supremația în predicile puternice, predici de credință. Și-o ajuns nădejdea ca o cenușăreasă pentru noi. Și lucrul ăsta l-am înțeles, importanța acestei speranțe, acestei nădejde. Când am fost invitat să predic la mormântarea unui prieten al meu, ne-am cunoscut din tinerețe, drumurile noastre s-au despărțit. Era ajuns un prosper om de afaceri, un bun familist, un soț iubitor, un tată bun, un om pocăit în adunare. Și când cancerul a început la vârsta de 49 de ani să muște din el, s-au alertat bisericile, familia, au început să postească, să se roage. I-am înconjurat cu dragoste, cu cuvinte bune. Am fost și personal, l-am vizitat. A trebuit să se opereze în țară, a plecat la Viena să opereze. Și acum eram chemat ca să predic la mormântarea lui. Și spuneam atunci, din acestea trei, ar putea spune cei din familie, puteam să spun eu, ce ajută lui Ionică dragostea noastră? Dragostea noastră l-a ajutat până la mormânt. L-am vizitat, l-am încurajat, l-am ajutat, l-am îndemnat, l-am îmbărbătat. Și ce se facă el cu dragostea noastră în țărână aici, în mormânt? Cu credința noastră. Eu chiar m-am rugat cu credință și am crezut că Domnul vindecă. Și nu numai eu. Multe adunări au postit și s-au rugat pentru fratele ăsta. Era un om deosebit. Și l-am dus cu credința noastră până în groapa rece. Și ce-i trebuie lui credința noastră? Și la ce ne mai folosește nouă credința când noi predicăm la mormântare? Și am spus, ce rămâne aceste familii? Ce mai rămas? Și am spus, nădejdea. Odată un om se întreba așa și plângea. Și spunea, vai cum mi s-au dus planurile mele, planuri făcute cu atâta dragoste în inima mea. Ei zic că vine ziua și iată că noaptea a venit. Când locuința morților o am ca locuință, când în culcuș, în întuneric îmi voi înălța culcușul. Unde este atunci nădejdea mea? Când zic grope, tu ești tatăl meu și viermilor, voi sunteți mama și sora mea. Unde e nădejdea mea? Și omul ăsta îmi răspunde și spune așa, nădejdea mea se coboară cu mine în groapă când mergem împreună să ne odihnim în țărână. Vedeți că nădejdea e așa de importantă? E așa de important să avem în viața noastră speranța pentru care ne-am rugat în prima rugăciune. Și eu spun încă o dată, Dumnezeu care se intitulează Dumnezeu nădejde, prin Duhul Sfânt să vă facă să fiți tare nădejde. Amin? Nădejdea aceasta, spunea Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 6, versetul 19, este ca o ancoră când barca vieții tale clătinată, purtată de vânturi și valuri încoace și încolo, nu mai înainta ca nu cumva să te lovești de stânci. Nu lua hotărâri pripite. Nu pune întrebări ne la locul lor. Nu te agita. Mai degrabă oprește-ți barca ta și barca familiei tale. Că ești încercat și bat vânturile în tine. Și atunci dă drumul ancorii acesteia. Dar spune Pavel că ancora aceasta merge dincolo de perdeaua dinăuntru templu, unde Hristos a dus ca mare preot. Nu aruncăm ancora noastră în mâlul lumii acesteia, nici printre valurile care oricum ne lovesc. Sfatul meu și îndemnul meu este, când ai probleme, când s-o porni furtună, ia ancora și aruncă-o în sus la cer. Acolo e Hristos, acolo e marele preot. Și nădejdea noastră e ancorată de El. Doamne, dă-ne nădejdea aceasta, amin? Cum stați, dragii mei, cu nădejdea? Și atât am avea de spus de nădejde.
Pentru că diavolul, știind cât e de importantă nădejdea, a venit și a stricat, a pervertit-o și pe asta. Și dacă există o nădejde veritabilă, bună, există și o nădejde înșelătoare. Și în Ieremia, capitolul 7, începând cu versetul 4, spunea, nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, zicând, templu Domnului, templu Domnului, templu Domnului. Știți, oamenii spun nădejde în anumite locașuri de cult, în anumite obiecte de cult, în anumite acte liturgice, în anumite ceremonii religioase, își pun nădejde asta. Dar asta este o nădejde înșelătoare. Repete păcatul evreilor. Ei duceau o viață duplicitară, duceau o viață de păcat, de imoralitate, dar credeau că templul pe ei îi va salva. Și descrie cronicarul așa de frumos. Când romanii au asediat Ierusalimul, după ce pe baricade s-au dat lupte extraordinare, când zidurile Ierusalimului au căzut, bărbații din templu, câteva sute și mii de bărbați, au fugit din Ierusalim în templu, s-au baricadat acolo și au spus, templul nu poate fi cucerit, ăsta e templul Domnului. Și când templul a fost cucerit, când un soldat curios a aruncat o făclie și a luat foc, și evreii au ieșit afară și pe treptele templului curgeau valuri de sânge, în tot Ierusalimul nu s-a auzit decât un strigăt, Icabod, s-a dus slava din Israel. Oamenii își pun nădejde și speranțe în anumite slujbe religioase, spuneam obiecte de cult și altele, dar nu acolo trebuie să fie speranța noastră. Oamenii își pun nădejde în alți oameni și tot rău. Ieremia 17:5, blestemat e omul care se încrede în om și își pune nădejdea în om ca să-și abată inima de la Domnul. Dar în versetul 7 spunea, dar binecuvântat este omul care își pune nădejdea în Domnul. Doamne, dă-ne nădejdea aceasta în seara asta. Știa diavolul că nădejdea așa de importantă și-o pervertit-o. Ne-a făcut să punem nădejdea în lucruri pe pământ, anumit oameni, în politicieni, în prieteni, în diplomați. Eu am avut un prieten care a lucrat ani și ani de zile. Am lucrat împreună la strâns șuruburi, în canal de reparații locomotive. Și omul ăsta a avansat. Și la un moment dat a ajuns președintele societății de cale ferată. Îmi era prieten. Mă simțeam ocrotit, mă simțeam protejat. Toți spuneau, ai grijă că ăsta e prieten cu celălalt. În momentul când a căzut, stăteam o dată cu trenul prin stația Bacău, tocmai după căderea acestui om și prin stația Radu, știau ceilalți colegi ținei mecanic. Zicea, domn Dragoș, ai grijă că ți-au căzut pilele. Zic, mărtă-i să vă întoarce roata și vine iară, o să vedeți voi și pățâni. Noi nu ne punem încrederea în niște oameni care azi sunt și mâine nu sunt. În niște politicieni care azi sunt și mâine nu sunt. Și oricum nu ne pot ajuta în toate necazurile noastre. Noi vrem să ne punem nădejdea în Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, amin? Și apoi în Corinteni, capitolul 15, versetul 19, spunea Apostolul Pavel de o nădejde pusă în cineva care trebuie, dar cu gând rău. Și spunea că dacă numai pentru viața de aici, aceasta, ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Mulți își pun nădejdea în Hristos să le meargă bine afacerea, să fie păziți de accidente. Își pun nădejdea în Hristos să reușească la examene și cam atât. Ăștia sunt cei mai nenorociți oameni. Noi am vrea să ne punem nădejdea în Hristos ca Dumnezeu să ne ocrotească și aici și să ne mântuiască, să ne iei la El acasă. Amin? Doamne, ajută-ne la asta. Și spunea Apostolul Pavel, Roman, capitolul 5, la versetul 2, lui datorăm faptul că prin credință suntem în starea de har și ne bucurăm de nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult ne bucurăm și în necazurile noastre. Că necazul aduce răbdare, răbdare aduce biruință în încercare și biruința aceasta aduce nădejde. Și nădejdea aceasta nu înșeală. Dar știți de ce? Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Aș dori ca Domnul să ne umple de Duhul Sfânt. Și prin Duhul Sfânt să fim tare în nădejde. Amin.